Uite, apropo de anturaj, am primit foarte multe întrebări și chiar vreau să o clarificăm. Foarte multă lume ne-a scris că știa că începem emisiunea și ne-a scris: domnule, spuneți-ne, domnule, și nouă să ne spune Nea Mitică adevărul. Nea Mitică e în spatele lui Pescobar? De fapt, e al lui Nea Mitică tot? Cum l-a cunoscut pe Pescobar? Domnule, uitați-vă aici. Pentru toată lumea. Da. Mai mare, cuvânt de onoare nu există, dar da, mai mare blestem decât ăsta, să stea inima dacă mint. Da. Există blestem mai mare? Nu, nu există. Nu. Domnule, dacă mint, să-mi stea inima. Da. Pescobar a închiriat, a cumpărat de la mine restaurantul din spatele telefoanelor. Da. Și cele două vapoare le-a cumpărat. Da. Și afacerea a închiriat-o. Că eu, deci ăla de la Palatul Telefonului l-a închiriat? De la Palatul Telefonului e cumpărat și el e proprietar 100%. Întâi l-a închiriat și după aia l-a cumpărat. Nu, nu l-a... l-a luat din prima, l-a închiriat niciodată. L-a cumpărat din... Și mi-a dat toți banii, n-are nicio datorie. Nicio datorie? Nu, pe restaurant. Da. Aici... Îmi plătește chirie. Unde aici? La cele două restaurante. De pe vapor. Da. Sunt trei vapoare ale mele. Da. Cumpărate la licitație acum 30 de ani. Da, 32 da. De ani. N-are nicio legătură nici cu primăria, nici cu asta. Că sunt apele române țin de Capitania Giurgiu. Așa. Dar primăria, acum nu știu cât timp, m-a obligat, ca să nu fiu în concurență cu ei, să ne plimbăm pe lac, cu toate că Luciu Apei este al meu încă 16 ani de acum înainte. M-a obligat să-l pun pe un stativ de beton și în el să fac restaurant. Așa. Vaporul, el l-a cumpărat, da, și îl plătește în rate. Da. Dom'le, eu spun purul adevăr, nu am niciun secret, m-am jurat. Așa. Mai mare da, da, numai așa, că e clar. Iar ce am închiriat de la parcuri, da, iau chirie și plătesc la parcuri 40% din ce iau de la Pescobar. Deci rețineți. Am înțeles. Nu sunt, deci el plătește chirie. Da. Nu l-am de ani de zile, de aproape 10 ani este chiriașul meu, a avut un vapor închiriat. Aia, Taverna Aracilor, primul. Da. Ăsta la alt Funky a fost la... Și acum câte vapoare are închiriate de la două. Are două. Cumpărate. Cumpărate și chiria și e... Chiria e pe pontoane. Deci nu ești tu în spatele restaurantului lui Pescobar, că lumea așa zice. M-am jurat. Ce Dumnezeu, da, gata, nu mai e clar. Ce Dumnezeu, da. Deci nu e... Voi credeți că mie mi-e restaurantele tale, de fapt. Nu, dragă. Crezi că mi-ar fi frică sau rușine de cineva să spun... Da, domnule, sale mele. Am fost un prost. Că trebuia să mă asociez cu el și nu să-i vând. Ai, da? Dar eu am... Cum ai zis? Ai fost un prost? Am fost un prost. Uite, o spun cu toată răspunderea. Da. Acum îmi pare rău. Da. Că eu nu trebuia să vând și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun, iubitule, eu sunt cu asta, tu ești cu... Eu sunt cu terenul, cum se zice, da, între ghilimele. Tu construiește, da, business. Ia tu 50% și dă mie 50%. Da. Hotărâm împreună. Dom'le, la mine am avut cele mai frumoase restaurante din această țară. N-am mers niciunul. Unul, bă, n-am mers. Da, da. De-aia nici nu te-ai gândit, pentru că ai vrut să scapi. Dom'le, eu nu puteam să stau acolo toată ziua și să am... Am pus pe cineva care... Îți dai seama că... Deci, Nemitică, sunt restaurantele lui Pescobar. Al lui Pescobar, 100%, nu așa cu... Și omul n-are nicio datorie. Are datorie, că... A luat în rate, a cumpărat în rate. A, vapoarele. Vapoarele. A, și are să-ți plătească vapor. Rată lunară. M-am înțeles. Dar e scump, dacă vreau să-mi iau un vapor din ăla, e scump? Foarte, foarte scump. Adică e de ordinul milioanelor, da, un vapor? Da, da. Așa mult ne-am mitică un vapor? Bineînțeles. Cum? Foarte scump. Ca să-l faci înuntru, ca bucătărie... Da? Te rupe, a? Nu-l faci fără 500 de mii de euro. A, deci un vapor din ăla, cum că tu l-ai dat făcut. Aici ești mecherie. Dom'le, eu i l-am dat făcut tot. Da, numai că el, în decursul timpului, da, s-au mai degradat obiectele. Și el le-a luat și le-a aruncat. Sau le-a dat gratis. A, deci un vapor din ăla. Adică a plătit omul milionul de vapor. Adică nu ieftin. Nu a venit omul cu ieftinache. E, nu, că nu pot să spun cât. A plătit mai mult. Nu. De vapor, nu? Da, e mai mult decât un milion, nu? Așa, un milion. Aș.
Un milion m-a costat pe mine, cred, și el milioanele astea pe cele două vapoare ți le dă în rate. În rate, da. Și când termină? Peste 10 ani. Nu știu acum, dar în câțiva ani de zile. Am înțeles. A, deci, în câțiva ani. Iar pontoanele care le am de la... și cu Luciu Apei. Luciu Apei nu i-l-am dat. Este tot al meu. L-am dat, e închiriat la alt băiat care îmi face paza, că are, am 7 oameni pe lac, le fac curățenie. Este munca dracu, din aia nu câștigi nimic. Dar din chiria, de exemplu, a pontoanelor, eu plătesc 40% plus niște bani la... Nu știu că e bătaie de cam mare. La primărie. Deci, dar vapoarele sunt proprietar eu. Da. Până una alta, până plătește. Păi nu, el până și le achită. Până și le achită, eu sunt proprietar. Da, până și, și are dacă nu-mi plătește 3 luni, da? Pierde tot. Nu cred. Tot. Toate milioanele? Toate. Dacă 3 luni în cei nu știu câți ani nu plătește... chiria? 3 luni, nu chiria, rata. Nu chiria, ratele, greșit. Îl iau și pierde tot. Chiar dacă omul a plătit 2 milioane până acum, nu contează. Mă doare la borul de la părărie. Aha, am înțeles. El, da. După ce plătește mai mulți ani, îl aștept să întârzie. Dar nu acum. Mă auzi? Pe ultimul an atunci, penultimul an, nu? Da. Da. Îi spui, n-au intrat bani în cont. Și mă rog la Dumnezeu să trăiesc până termin contractul cu el. Am înțeles. Deci contract de milioane, ne amintică? Contractul este... Bine, și eu am băgat bani mulți în... Pe asta zic, dar contract de milioane? Da, da. Adică nu plătește puțin omul pe lună. Are și el rată de 10.000 de euro pe lună. Da. Asta zic. Are rate mari. Da. Dar eu n-am... Eu am fost un tâmpit, că nu m-am priceput, mă. Se ciudă că nu te-ai asociat. Nu, dar te văd, e ciudă? Eu trebuia să-l las pe fiul meu. Să se ocupe el. Dar eu, să mă dau eu rotund, că el are destule fiul meu. Și am zis, nu mă, tată, i-am cerut o chirie mare ca să mulțumim și parcurile. Am înțeles. Că plătesc bani mulți. Să fie toată lumea mulțumit. Deci 3 luni nu ți-a plătit, a pierdut milioanele care le-a plătit până acum, nu? A pierdut tot. A pierdut tot, domnul Vescovar, da.